Bun găsit la jurnal, iată subiectele. Nu doar copiii s-au distrat de ziua lor, și părinții și-au adus aminte cu drag de vremurile când erau și ei de vârsta celor mici. Oamenii în toată firea s-au jucat alături de prichindeii lor, de arațele și vânătorii au sărit în saci ocolind obstacole și au răspuns prezent la toate activitățile derulate în incinta complexului weekend. Jocurile copilăriei din spatele blocului au început să devină tot mai mult o amintire. Așadar, organizatorii le-au venit micuților în ajutor. Rațele și vânătorii este un joc care învață pe copii să lucreze în echipă, dar și să-și rezolve pașnic conflictele care pot apărea. Cu ocazia Zilei Copilului am organizat aceste jocuri pentru ei, în jur de 30 de copii au fost, tot felul de jocuri ale copilăriei noastre, pentru că știm și noi în ziua de astăzi, telefoanele, tabletele și electronicele conduc. Am vrut să fie altfel, să-i ajutăm să găsească tainele sportului și prin acestea ne bucurăm alături de ei. Părinții care lucrează tot mai mult și-au dat seama cât de diferită este copilăria celor mici față de copilăria lor. Unii au decis să retrăiască bucuriile copilăriei. Fără a ezita, au intrat în pielea celor mai mici, concurând pe un traseu prestabilit printre obstacole, în clasica probă a mersului în sac. Ai frisat! În cadrul evenimentului au participat copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Încă o conferință de parenting i-a adunat la un loc pe cei mai activi părinți. În cadrul întâlnirii de vineri, aceștia au aflat cât este de importantă implicarea lor în educația celor mici și cât va conta aceasta pentru viitorul copilului. Atitudinea pozitivă. Americanii au o vorbă care spune că attitude is everything, atitudinea este totul. Eu nu prea sunt de acord cu acest lucru, nu este chiar totul, dar este un lucru esențial, e un lucru, un bun început. Și aici este un principiu pe care de obicei îl prezint la cursurile mele, care cred că o să vă ajute și pe voi enorm de mult. Se spune că în viață există o linie și noi putem să fim peste linie sau sub linie. Tinerii părinți, dar nu numai, au participat la sfârșitul săptămânii trecute la conferința de Parenting, 8 pași spre o carieră de succes. Scopul nostru este să învățăm pe copiii noștri de mici obiceiurile bune, pentru că obiceiurile se pot învăța, chiar și cele de succes. Bineînțeles că noi ca părinți putem să le fim modele, ei învață de la noi, absorb totul ca un burete și ideea principală ar fi să fim noi modelele, să avem noi obicei, să ne însușim noi obiceiurile noastre de succes, ca ei mai apoi să poată să și le dezvolte pe ale lor. Devenite deja o tradiție pentru Târgu Mureșeni, aceste evenimente reunesc de la ediție la ediție un număr tot mai mare de părinți dornici să descopere tainele unei educații benefice pentru o bună dezvoltare a celor mici. Eu personal e prima dată când vorbesc la o conferință care este adresat părinților. Munca mea de zi cu zi este de a antrena oameni de afaceri, de a ajuta să aibă succes. Însă când am fost invitat să țin o prezentare pentru părinți despre succesul copiilor, mi s-a părut o provocare interesantă, pentru că în primul rând pentru a putea educa copii de succes, ei au nevoie de modele de succes. Și cel mai bun model, evident, sunt părinții, și de aceea astăzi o să vorbesc despre 8 pași prin care o persoană poate să ajungă la succes, ca ulterior să poată să fie un model pentru copii. Ei bine, specialiștii susțin faptul că oamenii de succes sunt cei care au conștientizat faptul că lucrurile simple și obiceiurile sănătoase sunt primul pas necesar în atingerea acestuia. Cu alte cuvinte, succesul și-l face fiecare cu mâna lui. Citea Târgu Mureș este din nou campioana României la futsal. După un an de pauză, băieții lui Coce Andre și-au trecut în palmares cel de-al 5-lea titlu de învingători. Partida ce a pus cupa în mâinile mureșenilor s-a încheiat cu scorul de 6-2. Sitea s-a demonstrat încă o dată că își merită locul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. După ce au pornit în play-off de pe locul 4, elevii lui Coce Andre au revenit în forță. I-au învins rând pe rând pe cei de la Sepsi Sfântul Gheorghe, Auto Bergamo Deva și FK Odorheiul Secuiesc, cel din urmă meci disputându-se vineri în deplasare. Odorhei s-a aflat în avantaj doar în primele 10 minute de joc prin golurile marcate de Ciomo Ferenc și Covaci. Atât a durat bucuria adversarilor. Alioani și Răducu au scuturat poarta golkeeperului de la Odorhei egalând. Paulo Ferreira a adus echipa mureșeană în avantaj până la fluierul pauzei. În a doua parte a meciului, cei de la Odorhei
i-au scos portarul jucând în superioritate numerică. Chiar și așa, ai noștri au marcat încă 3 goluri prin capitanul Cosmin German, Paulo Ferreira și portarul Carlao. Ai noștri au ridicat bine meritata cupă. City a Târgu Mureș este din nou campioana României. Băieții vor intra acum în vacanță, urmând ca din toamnă să o ia de la capăt. Felicitări! Mai mulți deputați au depus o inițiativă legislativă prin care propun interzicerea exportului de bușteni și reducerea taxei pe valoare adăugată la alimente de la 24% la 9% a intrat în vigoare. Acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Mai mulți deputați au depus o inițiativă legislativă prin care propun interzicerea exportului de bușteni, cherestea și lemne de foc pe o perioadă de 5 ani și nu doar câteva luni, așa cum propune executivul. Cei 12 deputați, cei mai mulți de la putere, dar și din opoziție, au venit cu această propunere după ce premierul Victor Ponta a anunțat că măsura nu se va lua prin ordonanță de urgență, ci prin proiect de lege trimis la Parlament. Inițiativa legislativă va rămâne 2 luni în consultare publică, după care va fi dezbătută întâi de Senat, apoi de Camera Deputaților. În perioada 25-29 mai, peste 90 de polițiști au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice, suplimentar față de activitățile dispozitivelor curente din teren. În urma acțiunilor au fost constatate 11 infracțiuni judiciare, economico-financiare și la regimul circulației, dintre care 7 în flagrant delict. Polițiștii au depistat 11 persoane bănuite de comiterea de infracțiuni, dintre care 4 au fost reținute și una a fost arestată. Cu această ocazie au fost aplicate 59 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 13.000 de lei. Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 2 permise de conducere și au retras 6 certificate de înmatriculare. Reducerea taxei pe valoare adăugată la alimente de la 24% la 9% a intrat în vigoare. Măsura se aplică și în cazul băuturilor nealcoolice și a serviciilor de alimentație publică. Patronatele și sindicatele din industria alimentară au salutat măsura, iar marile magazine au micșorat deja prețurile la alimente și au cerut autorităților o scădere a TVA pentru toate produsele. Astfel, cota redusă de TVA se implică la animale vii din specii domestice destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente, carne și organe comestibile, pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, cu excepția peștilor ornamentali vii, lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, precum și alte produse comestibile de origine animală. Energici și plini de farmec, cei mai curajoși micuți au intrat în lupta pentru titlul de Miss și Mister Junior 2015. Competiția s-a desfășurat seara trecută în clubul Romarta One. Frumușei au avut de trecut 3 probe. Prima, proba de eleganță, a urmat apoi proba de cultură generală și cea din urmă, proba individuală. Titlul de Miss Junior Târgu Mureș i-a revenit micuței Maura Beica, în vârstă de 7 ani. 6 fete și 6 băieți au luptat pentru obținerea titlului de Miss și Mister Junior Târgu Mureș, organizat cu ocazia zilei de 1 iunie. Suntem bucuroși de prezență, părinți, rude, prieteni apropiați, un program foarte încărcat, cu multe picanterii, multe probe. Ce se descurcă copii? Pe lângă emoțiile de rigoare, au multe, multe emoții. Trebuie să vă spun că probele sunt foarte, foarte incitante. Evenimentul a debutat prin defilarea micuților la proba de eleganță, unde părinții și aparținătorii copiilor au putut admira o adevărată prezentare de modă. Am vrut să particip ca să mă distrez. S-am înțeles că ai ceva titluri. Ai mai câștigat concursuri de dans. Spune-ne puțin despre ce e vorba, unde ai participat? Păi am mers cu niște colegi de-a mei într-un turneu. Atmosfera a fost întreținută de câștigătoarea Next Star 2014, Yo-Yo. La proba individuală, micuții și-au arătat talentele. Unii au cântat, alții au recitat poezii, iar cei mai curajoși au dansat. Mii de credincioși au luat parte în ziua de Rusalii la slujbele oficiate atât în orașe cât și în sate. Lăcașurile de cult s-au dovedit neîncăpătoare pentru numeroșii participanți.
Credincioșii care au asistat la rugăciune spun că vin în fiecare an. Pentru că au fost prezenți într-un număr atât de mare, mulți dintre ei au asistat la slujbă din fața bisericii. În timpul Sfintei Liturghii s-a citit pericopa evanghelică de Ioan, unde Mântuitorul Iisus Hristos învață în templu cu prilejul sărbătoririi cortului și le vestește momentul în care cei ce cred în el vor primi Duhul Sfânt. Încă de sâmbătă în biserică s-au adus ramuri de tei, spice de grâu și flori, iar duminică s-au sfințit și împărțit credincioșilor, simbol al limbilor de foc coborâte peste apostoli și puterea Duhului Sfânt. Pe platoul de la intrarea bisericii a avut loc slujba de sfințire a apei cu care s-a făcut botezul Duhului, o întâlnire semnificativă cu Hristos, ce leagă credincioșii de același Duh. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro și nu uitați, jurnalele noastre le puteți urmări oricând pe pagina de Facebook Televiziunea Știri TV. Sunt Natalia Lazar, un început de săptămână excelent să aveți pe mâine.